Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom încerca un mod foarte simplu și foarte ușor de a realiza Crăciunița pentru aplicații. După cum puteți vedea, aceasta este destul de mare, poate fi aplicată foarte ușor pe pachetele cu cadouri, poate fi aplicată pe coronițe și, de asemenea, o puteți aplica chiar pe crenguțele bradului. Modelul în sine, așa cum vă spuneam, este foarte ușor de realizat. Este un model adaptat doamnelor începătoare și vom folosi pentru aceasta croșetul cu numărul 3 și firul Bravo de culoare roșie și culoare verde. De asemenea, vom avea nevoie de fie mărgeluță, fie acest tip de floricele care pot fi foarte bine centrul florii noastre. De asemenea, vom avea nevoie de foarfece și de acul pentru cusut lână. Vom începe prin a realiza petalele. Voi începe cu petalele mari și voi face pentru început un cerc magic. În interiorul acestui cerc eu voi intra și voi face un număr de 11 ochiuri de lanț. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu sper să se vadă foarte bine. Începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, vom lucra mai întâi un picioruș scurt. Firul pe croșet, continuăm cu un picioruș dublu redus. Firul pe croșet, vom face un picioruș dublu. Firul pe croșet, continuăm cu cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet de două ori. Vom continua cu un picioruș dublu înalt. Trecut odată prin două fire, a doua oară și închidem. În continuare vom lucra două piciorușe duble. Primul, cel de-al doilea, un picioruș dublu redus, un picioruș scurt, un fir alunecat. După care vom intra din nou în cercul magic și vom face un picioruș scurt și continuăm cu cele 11 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Din nou, începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, noi vom lucra un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, continuăm cu cele două piciorușe duble, primul, cel de-al doilea, piciorușul dublu înalt, două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea picioruș dublu, un picioruș dublu redus, un picioruș scurt, fir alunecat. Și din nou vom face un picioruș scurt în corespondența cercului magic, după care vom continua în acest mod, lucrând de 6 ori această secvență, acest raport. Iar noi ne vom reîntâlni. După cum puteți vedea, am lucrat de 6 ori secvența prezentată. În acest moment eu voi închide cercul magic. Uitați-vă cât de frumos se prezintă mijlocul. Perfect. Chiar perfect. Și vom continua pentru a întregi fiecare petală. Voi intra în corespondența piciorușului scurt și voi face un fir alunecat, care a rămas un pic în urmă, ca de obicei mi se întâmplă. Deci,
fir alunecat în corespondența piciorușului scurt. După care voi intra pe petala propriu-zisă și voi lucra un picioruș scurt, firul pe croșet, piciorușul dublu redus, firul pe croșet și voi face seria de două piciorușe duble, primul și cel de-al doilea picioruș dublu. Voi lua de două ori firul pe croșet și voi face piciorușul dublu înalt. Continui cu cele două piciorușe duble. Practic, partea aceasta repetăm tot ceea ce am lucrat deja. Am cel de-al doilea picioruș dublu, piciorușul dublu redus, piciorușul scurt și am ajuns în vârf. Aici, în vârf, unde noi am lăsat un ochi de lanț, vom lucra un picioruș scurt. Continui cu trei ochiuri de lanț și voi forma un picot. Cel de-al doilea picioruș scurt în corespondența aceluiași spațiu. Voi porni în jos lucrând un picioruș scurt, două, trei, patru, cinci piciorușe scurte, iar până jos, la cercul magic, vom face fir alunecat. Deci, în corespondența fiecărui picioruș, vom face fir alunecat. Am ajuns la capăt, voi face ultimul fir alunecat și voi intra direct în următoarea petală. Și voi repeta piciorușul scurt, piciorușul dublu redus, cele două piciorușe duble, primul și cel de-al doilea, piciorușul dublu înalt, cele două piciorușe duble, unul și cel de-al doilea, piciorușul dublu redus, piciorușul scurt și am ajuns din nou în vârful acestei petale. Voi intra și voi face piciorușul scurt, cele trei ochiuri de lanț cu care formez un picot, un picioruș scurt în corespondența aceluiași spațiu și apoi cobor în jos cu seria de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Continui cu fir alunecat până la baza petalei. După care imediat, deci sunt 5 fire alunecate, imediat intru în corespondența următoarei petale. După cum puteți vedea, este foarte simplu și foarte ușor și uitați-vă, petalele sunt perfecte. În continuare vom lucra singure și ne vom reîntâlni la sfârșitul rândului. Sunt în corespondența ultimei petale. Acum voi coboră în jos cu cele 5 piciorușe scurte, pentru că astfel veți vedea și modul în care închidem lucrarea. Avem 3, 4, 5 piciorușe scurte. Voi continua cu firele alunecate. 2, 3, 4, cel de-al cincilea fir alunecat. În acest moment voi intra un pic în primul picioruș de la prima petală cu fir alunecat, astfel le voi fixa bine împreună, voi face un ochi de lanț, voi scurta firul și închidem această parte a lucrării. Voi trage bine, vedeți?
Capetele de fire se pot ascunde cu acul, cu croșetul, cum doriți dumneavoastră, sau puteți să faceți în același fel cum am procedat eu. Le legăm, le scurtăm. Uitați-vă cum se prezintă. Să vedeți acum ce fac eu. Pentru a-i da mai multă stabilitate, fixativ de păr, a căzut jos, îl fixez un pic, astfel va prinde forma exactă, forma perfectă. Și o vom da deoparte. Vom începe cu cel de-al doilea rând de petale, care este foarte identic cu primul, doar că de această dată, în cercul magic, noi vom lucra un număr de 8 picioruși, de 8 ochiuri de lanț, scuzați. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Începând cu cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet, vom lucra de data aceasta un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, două piciorușe duble, 1, și cel de-al doilea. Continuăm cu un picioruș dublu redus, un picioruș scurt, un fir alunecat și în cercul magic vom face piciorușul scurt. După care continuăm din nou cu cele 8 ochiuri de lanț. Am deja 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne întoarcem în jos cu piciorușul scurt, piciorușul dublu redus, două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea, piciorușul dublu redus, piciorușul scurt, firul alunecat, piciorușul scurt în corespondența cercului magic. În acest mod, noi vom lucra de 5 ori, după care ne vom reîntâlni. Așa cum vă spuneam, am lucrat de 5 ori raportul nostru, acum voi face piciorușul scurt în corespondența cercului magic. Voi închide cercul magic în felul acesta și voi intra direct în prima petală și aici voi face un fir alunecat și continui cu piciorușul scurt, piciorușul dublu redus, cele două piciorușe duble, primul și cel de-al doilea, piciorușul dublu redus, piciorușul scurt. Am ajuns în vârf, unde vom face piciorușul scurt, trei ochiuri de lanț cu care vom forma picotul, cel de-al doilea picioruș scurt în corespondența aceluiași spațiu și voi coboră în jos, lucrând 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, iar până la baza petalei voi face fir alunecat. Când am realizat ultimul fir alunecat, voi trece direct în următoarea petală, voi face jos firul alunecat și continui cu piciorușul scurt, piciorușul dublu redus, cele două piciorușe duble, 1
Și cel de-al doilea, piciorușul dublu redus, piciorușul scurt, iar aici în vârf voi face piciorușul scurt, trei ochiuri de lanț cu care formez picotul, cel de-al doilea picioruș scurt în corespondența aceluiași spațiu și cobor în jos cu cele patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Iar până la baza petalei fac fir alunecat. 1, 2, cel de-al treilea. Și trec direct în următoarea petală. În felul acesta vom lucra toate 5 petalele. Am ajuns și aici la capătul rândului. Voi face ultimul fir alunecat în corespondența primului picioruș al primei petale. Un ochi de lanț, scurtăm firul și procedăm exact în același mod cum am procedat la prima parte. Voi trage firul și voi închide. Voi strânge un pic cercul magic și din nou voi pune un pic de fixativ pe aceste petale pentru a le da stabilitate. Eu cred că este mult mai ușor cu fixativul decât să lucrăm cu firul metalic, care este mult mai dificil de mânuit. Deci punem fixativ. În felul acesta o întindem bine și o punem deasupra la cealaltă, în felul acesta. Pentru frunze am abordat același mod. În cercul magic am făcut o mică diferență la frunze și vă voi arăta imediat care va fi aceasta. Voi forma mai întâi cele 11 ochiuri de lanț, pentru că am lucrat exact petala mare. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mă voi întoarce în jos, așa cum știți, un picioruș scurt, un picioruș dublu redus, două piciorușe duble consecutive, 1 și cel de-al doilea. Trebuie să-mi iau firul mai aproape. Acum vom continua cu piciorușul dublu înalt, 1 și cel de-al doilea, așa două piciorușe duble, 1, 2, piciorușul dublu redus, piciorușul scurt, un fir alunecat și piciorușul scurt în cercul magic. Deci vom lucra de 6 ori această secvență, nu o repet din nou pentru că deja ați învățat-o și ne vom reîntâlni. Am lucrat de 6 ori secvența deja cunoscută. Am închis cercul magic, voi intra în corespondența primei petale direct și voi face piciorușul scurt, piciorușul dublu redus, cele două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea, piciorușul dublu înalt, cele două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea, piciorușul dublu redus, piciorușul scurt și am ajuns în vârf. Modificarea care am făcut-o a fost doar aici. Am făcut piciorușul scurt, trei ochiuri de lanț, urmate de cel de-al doilea picioruș scurt în corespondența aceluiași spațiu, deci nu am format picotul, și cobor în jos cu cele 5 piciorușe scurte, 1, 2,
trei, patru, cinci, fir alunecat până jos, la baza frunzei. Am făcut 5 și voi intra direct în următoarea și voi continua în modul în care ați văzut dumneavoastră. Deci aceasta este unica diferență la frunze. Vom lucra singure. Am ajuns și la capătul rândului cu frunzele. Voi face ultimul fir alunecat, ochiul de lanț, așa cum ați văzut. Ochiul de lanț ne ajută să închidem lucrarea în mod corect. Am scurtat firul, voi trage, voi închide, voi trage un pic și firul de la cercul magic. Vom ascunde firele, le scurtăm, capetele de fire le ținem pentru lucrările amigurumi, pentru că vom face foarte repede și lucrările amigurumi. Ia uitați-vă frunzele, cât de frumoase sunt și ele. Dacă observați, chiar este perfectă această crăciuniță, mă laud eu. Voi da din nou fixativ. Uitați-vă. Și acum nu ne rămâne decât să formăm floarea noastră. Așa cum spuneam, vom avea nevoie de această floricică. Sunt foarte simpatice și foarte utile. Luăm primele petale, cele mici, voi introduce în interior. Apoi cele mari, voi introduce exact pe mijloc. Vedeți că se aranjează perfect. Iar acum voi pune frunzele, bineînțeles, apoi cu acul, eventual le vom da câte un punct și uitați cât de frumos se prezintă crăciunița noastră. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, eu cred că vă va fi de folos. Și apoi să vă mai spun un singur lucru, dacă doriți, puteți pune firul metalic îmbrăcat și câteva frunze singure lucrate și putem forma chiar crăciunița în ghiveci. Aceasta este o idee. Va fi totul perfect. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like. Iar eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare și vă doresc o zi sau o seară minunată. La revedere, vă salută Tatiana!